Când talibanii au preluat controlul în Afganistan în august anul trecut, viața multor femei din țară s-a schimbat peste noapte. Pentru o prezentatoare TV a însemnat sfârșitul carierei, tot așa cum și speranțele și visurile i s-au spulberat. Acum, la aproape un an, încearcă să-și construiască o nouă viață ca refugiat în Marea Britanie. Conform Digi24, în 14 august 2021, cu o noapte înainte ca talibanii să preia controlul asupra Kabulului, Shaban se pregătea să prezinte buletinul de știri la Radio Television Afganistan. În ultimele zile, talibanii înaintaseră până la marginea capitalei. Shaban, în vârstă de 24 de ani, tocmai terminase de prezentat știrile. Am fost atât de afectată emoțional încât nici nu am putut citi știrea principală. Oamenii care mă priveau de acasă își puteau da seama prin ce treceam, a povestit ea. Când s-a trezit în dimineața următoare, Kabul căzut în mâinile talibanilor, în studioul unde tânăra prezentase știrile cu o seară înainte, stătea acum un taliban cu un steag alb-negru. A fost momentul care a marcat sfârșitul unei etape. La prima lor conferință de presă oficială, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că femeile vor avea voie să muncească alături de bărbați. Așa că a doua zi, Shaban, nervoasă, dar și emoționată, a venit la birou. A fost întâmpinată de soldații talibani care păzeau clădirea televiziunii și care i-au spus că li se permite accesul doar bărbaților. Unul dintre soldați i-ar fi spus: "Ai muncit destul, acum este timpul nostru." Când i-a ripostat, unul dintre soldați a îndreptat pușca spre ea și a pus degetul pe trăgaci și a amenințat-o: "O să fie suficient un glonț, pleci sau ar trebui să te împușc aici." Tânăra a plecat, dar a povestit pe rețelele sociale ce s-a întâmplat atunci. Clipul a devenit viral, așa că viața ei și a familiei sale era un pericol. Câteva zile mai târziu, aceasta și-a împachetat câteva lucruri și a fugit din țară alături de cei doi frați mai mici. Jurnalista și frații au ajuns în Marea Britanie, ca mulți alți mii de refugiați afgani. Fiind refugiată, nevorbind limba engleză și cu șanse limitate la un loc de muncă, i-a fost greu să se adapteze la noul ei mediu. "Simt că am pierdut cei 6 ani în care am lucrat în Afganistan. Acum trebuie să învăț engleza și să merg la universitate. În primele zile nici nu am putut merge la cumpărături. Dacă aveam nevoie de ceva esențial, nu am putut să mă exprim, ceea ce a fost extrem de dificil și de dureros," a povestit tânăra. "Ei locuiesc într-o casă oferită de municipalitate la începutul anului. Simt că viața noastră acum începe. Suntem ca un nou născut care trebuie să o ia de la început," spune ea zâmbind, în timp ce îi cere surorii să pună ibiricul pentru a face ceiul verde tradițional. Încet, încet se obișnuiesc cu viața lor la Londra și s-au bucurat de prima lor vară în Marea Britanie, deși încă le este dor de Afganistan. Jurnalista și sora ei studiază acum engleza la facultate, iar fratele ei urmează liceul. Între timp s-au schimbat multe în Afganistan. Fetelor li s-a interzis să meargă la școală, iar femeilor li s-a ordonat să-și acopere fața. Vor să oblige femeile să spună: "Renunțăm, nu mai vrem să venim la muncă și ne supunem să rămânem acasă," spune ea. Până nu își vor schimba modul de a gândi, nu vor aduce o schimbare pozitivă în societate. Tânăra nu a renunțat la speranța de a se întoarce într-o zi în Afganistan. "Ca un pahar care cade pe podea și se sparge în bucăți, speranțele, planurile și visele mi-au fost pulberate," relatează Digi24.ro.